11, versetul 1. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Amin. Ocupați locurile. Iubiți frați și surori, zilele acestea sunt zile de bucurie pentru inima și sufletul meu, pentru că fiind din nou în România, am această ocazie scumpă să pot să vă vizitez, să putem să ne închinăm împreună Domnului și să lăudăm împreună pe Dumnezeul nostru. Ieri am fost împreună cu fratele Florin la biserica din Dămăroaia, dar vreau să vă spun, cu 3 săptămâni în urmă am fost în Austria, de acolo am plecat la Strasburg, unde am vizitat comunitatea de romi din Strasburg, după aceea am predicat 3 zile la comunitatea de romi din Annemasse, Franța, acolo la graniță cu Geneva, cu Elveția. Dacă Domnul ne păstrează sănătatea și îndurarea, de aici voi pleca vineri dimineața la Milano, unde comunitatea de romi din acest loc din Italia se adună la oaltă pentru 3 zile și voi vesti cuvântul Domnului. Așa că dumneavoastră sunteți tare mult în inima mea. Vă iubesc în Domnul și vă binecuvântez în numele Lui Cel Sfânt. Pentru cei ce sunt liberi și interesați, dacă tot am vorbit de drum, de program, dacă va fi cu voia Domnului, mâine seară voi predica Evanghelia Domnului nostru în Biserica Profides, la fratele Toni Berbece, și miercuri la Biserica Păstorită de fratele Florin Ianovici la Renovatio, este în același campus. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Dan Caraian pentru bunăvoința care ne-a arătat-o, primindu-ne și în această seară în mijlocul dumneavoastră. Este o cinste pentru mine și pentru lucrătorii Domnului, ori de câte ori un alt lucrător își deschide inima și deschide ușa bisericii pentru părtășie. Frate Dan, vă mulțumim cu tot respectul. Mă bucur să vă revăd. Sigur, mă bucur de prietenul meu cel mai bun de aici, din România, fratele Puiu Onoriu, a cărui inimă mare este lângă mine ca să mă ajute tot timpul că sunt aici și să pot să fac lucrarea Domnului. Frate Puiu, vă mulțumesc în numele Domnului Iisus. Și mă bucur că în seara aceasta pot să-l văd pe prietenul meu, Puiu din Ploiești. A rămas credincios părtășiei și prieteniei noastre și de aceea îl binecuvânteze în numele Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta, așa cum v-am promis în alte ocazii, pentru că mulți m-au abordat dintre dumneavoastră în vizitele mele aici, începând în primul rând cu fratele păstor Dan Caraian. Frate Gog, când îl aduceți odată printre noi pe fratele Florin Antonie? Ei, de data aceasta l-am adus. Am stăruit de dânsul pentru că am avut o conferință împreună în Suceava, weekendul trecut, vineri, sâmbătă și duminică până la miază am fost în Suceava. Am vorbit în câteva rânduri cu pastorul dr. Florin Antonie. El este un vas ales al Domnului, un lucrător de cinste în adunarea lui Dumnezeu și un lucrător drag inimii și sufletului meu. Împreună, Dumnezeu ne-a binecuvântat să colaborăm în ultima vreme și vreau să vă spun că această colaborare este spre gloria Domnului și spre binecuvântarea comunității române de pretutindeni, mai ales prin vocea creștinilor, platforma aceasta creștină, putem săptămânal să ajungem cu Evanghelia la 10.000 de oameni, săptămânal, 10.000 de oameni. E un har mare în aceste zile să ai o platformă așa de largă și împreună putem să
stăm lângă Domnul și să rămânem în mâna Domnului ca niște instrumente sfinte pe care El le folosește spre gloria Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum știți, doctorul Florin Antonie este un român de origine evreiască. Acum că a venit mai aproape de dumneavoastră, vreau să vă spun că s-a îndrăgostit de dumneavoastră. Îi plac cântările de aici, prietenia fraților, părtășia fraților și sigur că o să o poarte în inimă pentru multă vreme. Și știți dumneavoastră cum e legea cu musafirii. Musafirii îți fac două bucurii. Prima bucurie când vin și a doua bucurie când vă promit că vin a doua oară. Mă stați gândit altceva. Sunt convins că nu este prima vizită împreună pe care vă facem, așa că dacă Domnul ne păstrează cu viață, cu sănătate și cu putere, mai ales că trebuie să vă gândiți și să mă purtați mai mult în rugăciune. Cu două săptămâni în urmă am făcut 70 de ani și am nevoie de rugăciunile dumneavoastră și de sprijinul dumneavoastră. Frate Florin, mă bucur că sunteți cu noi în seara aceasta. Mulțumesc. Și mă rog Domnului să vă dea har și să vă însoțească în lucrarea care urmează. Cum vă spuneam, mesajul meu va fi unul mai scurt, ca să dăm ocazie oaspetului care ne vizitează pentru prima dată, doctorul Florin Antonie. Și în seara aceasta, gândul meu, meditația mea, mesajul meu, este legat de închinare. Și l-am intitulat Culorile Închinării. Culorile Închinării. Ce este oare închinarea înaintea Domnului? Ce este lauda divină? Mulți asociază lauda cu ceva legat de mândrie. Deci atâta l-a lăudat de nu și-a mai încăput în piele. Dumnezeu nu are nevoie de laudele noastre. El este Dumnezeu și fără laudele noastre. El este atotputernic și fără laudele noastre. Tăria Lui și sfințenia Lui este aceea și fără laudele noastre. Dar ce este lauda, închinarea? Haideți să vă ilustrez cu un exemplu, poate un pic depărtat, dar o să vă vorbească foarte mult. Imaginați-vă că v-ați dus pe câmp. Nu se întâmplă în România, dar poate ați fost în vizită undeva, în țări mai calde, și dintr-o dată v-a apărut în față o cobra. Cel mai periculos șarpe din lume, cobra. Care este reacția unui om în fața unei cobra care deja s-a ridicat și este gata să muște? Care este reacția? Nu cred că te duci să o îmbrățișezi, nu? O iai la fugă. Te ferești. Asta este reacția omului în prezența unei cobra. Nu vreau să vă spun, când ești în prezența lui Dumnezeu, reacția ta și a mea trebuie să fie laudă. Deci nu poți să ai altă reacție, pentru că ți s-a oferit un privilegiu pe care puțini îl au. Când ești în prezența lui Dumnezeu, nu poți să reacționezi decât cu mulțumire, cu laudă, cu adorare. În versetul pe care l-am citit, din Psalmul 111, versetul 1, avem 5 culori, ca să zicem așa, ale laudei. Am să vi le prezint în ceea ce tehnic noi numim într-o formă aliterată, adică fiecare idee începe cu aceeași literă, ca să putem să ținem minte mai ușor mesajul care ne este adus. Primul lucru pe care îl vedem în laudă, prima culoare, este imperativul laudei. Uitați cum începe cuvântul.
Lăudați pe Domnul. Imperativ înseamnă este un trebuie. Este o necesitate. Nu poți sta în prezența lui Dumnezeu să nu-L lauzi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, lauda nu este o opțiune, ci lauda este un trebuie. Un trebuie. Dacă împăratul Charles al III-lea ar fi prezent aici, nu poți să stai în fața lui oricum. Nu poți să stai cu mâinile în buzunar și să mănânci gumă în fața lui. Să mesteci gumă. Ci ai o poziție solemnă. Asta este reacția în față. Și nu este o opțiune. Este un trebuie. Lauda este un imperativ divin. Gândiți-vă cât bine v-a făcut Domnul. Merită lăudat pentru binele pe care l-a făcut. În lumea în care noi trăim, la ora aceasta, sunt peste 8 miliarde 350 de milioane de oameni. 8 miliarde 350 de milioane de oameni. Acum puneți-vă întrebarea aceasta, eu mi-o pun tot timpul. Cine sunt eu și cine ești tu din 8 miliarde 350 de milioane, din 1 miliarde 350 de milioane, tocmai mie, tocmai ție să se descopere Dumnezeu? Nu e acesta un lucru mare? Nu te determină să-L lauzi, să-I mulțumești, să-L binecuvântezi, să-I aduci închinarea ta, laudele tale? Deci lauda are un imperativ. Lăudați pe Domnul. Am intrat în casa Domnului, n-am intrat să facem business. Am intrat să lăudăm pe Domnul. Am intrat aici să ne închinăm înaintea Domnului. Am intrat aici să-I mulțumim lui Dumnezeu. Imperativul laudei. Al doilea lucru, a doua culoare prezentată în acest verset, pe lângă imperativul laudei, este inițiativa laudei. Uitați cum continuă versetul. Voi lăuda pe Domnul. Sunt oameni care blastămă pe Dumnezeu. Dar eu nu vreau să mă număr printre ei. Eu iau inițiativa să-L laud pe Dumnezeu. Inițiativa mea este să-I mulțumesc lui Dumnezeu. Pe mine m-a sculat ca din morți. Apoi am făcut un infarct cerebral, mi-am pierdut vederea, 85% din vedere. Mi-a căzut fața, ochii, nu puteam să mișc piciorul drept, mâna dreaptă, vorbirea mi era încurcată, memoria afectată. M-am dus la doctori și după ce mi-au făcut tot felul de teste și de tratamente, neurologul mi-a spus așa: Dr. Gog, în maybe, probabil în 6 luni de zile, un an de zile, o să vă reveniți parțial, dar la volumul de sânge care a inundat creierul, cum s-au rupt acolo venele de pe creier, nu o să vă mai puteți reveni niciodată să fiți omul care ați fost. Cam la o lună după acest consult medical, ultimul pe care l-am avut în vremea aceea, m-a sunat un frate de aici din România. A zis: frate Gog, eu sunt pastorul Lăpuște, undeva de prin lângă Hunedoara. Sunt în vizită aici și am auzit de necazul dumneavoastră. Aș vrea să vin să vă vizitez dacă sunt în California și să vă văd și să vă încurajez, să facem o rugăciune împreună. Și am zis: cum să nu, eu mă bucur dacă la vreme de necaz cineva te sună și te vizitează, e un lucru foarte frumos, foarte încurajator. A venit fratele, am povestit un pic și ne-a rugat Domnului. Și Duhul Domnului s-a coborât peste acest om al lui Dumnezeu și auziți
Auziți cum a vorbit? A zis, așa vorbește Domnul. Duhurile rele și gurile rele s-au unit împotriva ta să-ți dea o lovitură de moarte. De aceea te-au lovit la cap. Dar nu le-am îngăduit să facă lucrul acesta decât cât se vede. Însă, acum așa vorbește Domnul, te vindec din nou. Te vindec din nou. Nu ca prima dată când am mai avusesem, asta v-ați rugat pentru mine, când m-a vindecat la clipeala ochiului, nu ca prima dată, te voi vindeca treptat într-un timp scurt, dar nu cum ți-au spus doctorii. Timpul meu este mai scurt decât al lor. Și în 2 luni de zile am fost în picioare, așa cum mă vedeți, uitați ce bărbat bine sunt. De-aia m-a luat nevasta, nu? Pentru că Dumnezeu este mare, este puternic. Și atunci inițiativa mea nu poate să fie să-L blastăm pe Domnul. Inițiativa mea, hotărârea mea este să-I mulțumesc lui Dumnezeu tot timpul. Chiar dacă nu-mi ies calculele mele și socotelile mele toate cum aș vrea în viață, Domnul tot sfânt rămâne, tot bun rămâne, tot atotputernic rămâne, este același ieri, azi și în veci. Și pe El trebuie să-L lăudăm în orice vreme, să-L binecuvântăm în orice vreme. Nu așa ne învață și David în Psalmul 34, cel mai cunoscut verset probabil. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Este un imperativ. Lăudați pe Domnul. Nu trebuie să filozofați mult. Lăudați-L. 2. Inițiativa laudei. Voi lăuda pe Domnul. 3. Al treilea ingredient, a treia culoare din lauda noastră este intensitatea laudei. Uitați cum spune. Din toată inima mea. Sunt oameni care laudă pe Domnul de pe buze. Dar în inimă stau departe de Domnul. În fapte stau departe de Domnul. În trăire stau departe de Domnul. Dacă Domnul Iisus Hristos a mustrat pe cineva, știți că a mustrat mereu pe farisei și pe cărturari. De ce? Pentru că erau superficiali, numai de pe buze. Se rugau să fie văzuți. Se rugau să se laude. Îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca și ăsta de lângă mine. Eu dau zecioală din toate, postez de 2 ori pe săptămână. O, câte nu mai fac eu. Nici eu nu țin minte câte fac. Lauda aceasta nu place lui Dumnezeu. Lauda aceasta nu place lui Dumnezeu. Trebuie să lăudăm pe Domnul din toată inima. Intensitatea cu care îl lăudăm pe Domnul trebuie să fie așa cum cântați aici, cu toată inima, cu toată energia. Deschideți gura larg și laudă pe Domnul, cântă gloria Lui, mulțumește Lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine să mărturisești numele Domnului în orice loc și în orice vreme. Știți că Domnul pe noi ne-a binecuvântat, familia mea a fost binecuvântată cu 2 băieți. Soția a avut și 4 pierderi și n-a mai avut copii. Avem 2 băieți, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult prin băieți și acum avem 5 nepoți. Și erau la liceu băieții noștri, copiii noștri. Amândoi erau la liceu, clasa 9, clasa 11. Și acolo la liceu erau parte din orchestra liceului, pentru că am vrut să învețe, să cânte, ca să laude pe Domnul. Și pentru că era o orchestră bună, au primit onoarea aceasta să fie invitați la Washington și să cânte la Washington în prezența liderilor mari și într-o împrejurare au fost invitați în Florida, în Orlando, Florida. Acolo este Disney World, lumea lui Disney. La noi în oraș este Disneyland, acolo s-a născut Disneyland-ul, în orașul în care eu locuiesc, în Anaheim. Dar în Florida
este mult mai mare. Și au trebuit să meargă și să cânte acolo timp de 3 zile. Au fost peste 900 de copii, că au fost orchestre din diferite licee, din toată America, invitați acolo să cânte, în diferite locuri din Disney World. Și acești 900 de copii mâncau la o cafeteria mare. Îi băga pe toți 900 odată la masă. S-au dus la masă, la prima masă. I-am învățat pe copii, nu ieși din casă până nu te rogi. Nu mănânci până nu te rogi. După ce te scoli, te rogi. Înainte de a culca, te rogi. Dacă trebuie să faci ceva, te rogi Domnului. Dar poți să fii și discret, am zis. Nu trebuie să te pui pe genunchi în restaurant ca să te vadă cât de mare fariseu ești, că trebuie să te rogi pe genunchi. Pleacă-ți capul și roagă-te înaintea Domnului, că nu-i nicio problemă. Cineva a zis, nu-i voie să te rogi șezând pe scaun sau pe bancă. În care Biblie ați citit? Uitați-vă la prorocul Ilie. Este pe muntele Carmel, el și cu slujitorul lui. Tot muntele l-avea la dispoziție. Nu-l înghesuia nimeni așa cum suntem înghesuiți aici. Cuvântul Domnului spune că și-a luat o piatră, s-a așezat pe ea și a început să se roage. Și l-a ascultat Domnul. L-a ascultat, a plouat. Deci să nu fim legaliști fără să nu avem nicio bază, numai ca să arătăm ce nu este în Scriptură. Dar băieții mei, acolo la Orlando, în cafeteria aceea, s-au ridicat în picioare amândoi și s-au rugat Domnului să binecuvinteze masa. Toți copiii au început să râdă de ei. Toți. Și au arătat cu degetul și au început să-i batjocorească. Dar nu s-au intimidat. A venit masa cealaltă. Ei s-au ridicat iarăși în picioare și s-au rugat Domnului. Iar au râs copiii, dar mai puțini. Când a venit a treia masă și apoi celelalte, au stat 3 zile acolo. Toți copiii au așteptat ca ei să se ridice în picioare, să se roage Domnului și să se așeze. Nimeni n-a mai scos un cuvânt. 900 de copii. Când s-au întors, ne-am dus să-i ridicăm de la liceu și dirijorul care a călătorit cu ei, un om lumesc, un om divorțat, un om care avea viața în dezordine, dar care a știut să observe, să vadă. A zis către mine, pastor Gog, mai aveți copii acasă? Am spus, nu mai avem, numai pe ăștia 2 avem. Ce rău îmi pare. Copiii dumneavoastră ne-au făcut cinste la orchestră și la liceu. Zic, dar cum? Și îmi spune ce s-a întâmplat, că de la el știu. Și spune el, i-ați învățat bine și și-au însușit bine lucru pe care l-au făcut, l-au pus la inimă. Ne-am bucurat toți copiii din liceu să fie ca ei. Mi-a crescut inima. Pe Dumnezeu trebuie să-L lauzi cu intensitate, din toată inima. Amin. Nu trebuie să-ți fie rușine, nu trebuie să-ți fie frică. Că dacă celor de lângă noi nu este rușine să blasteme și să hulească numele Domnului, de ce mi-ar fi mie rușine să laud numele Domnului? Imperativ, inițiativă, intensitate. A patra este însoțitorii laudei. Uitați ce spune aici. Întovărășia oamenilor fără prihană. Cântarea așa de bine sfinților lui Dumnezeu. Cântarea de laudă, să știți, este frumoasă și dacă o cântă artiștii. Că am văzut acum în ultima vreme în România s-au făcut diferite programe pe la televiziunea română, am văzut pe YouTube, în care Mircea, Pavel și Nico, nu știu care, că nu vă știu artiștii, îmi cer iertare, nu sunt ignorant, dar nu urmăresc scena artistică din România, în Statele Unite, au cântat cântări creștine. Foarte bine că au făcut lucrul acesta. Dar cântarea de laudă
stă bine copiilor lui Dumnezeu. Copiilor lui Dumnezeu. De aceea, înălțați numele Domnului. Lăudați numele Domnului. Spunea un american pe vremea comunismului că a venit în țară, era un păstor, a venit și a reușit să aducă Biblie, să introducă Biblie în țară și a văzut că este urmărit, a simțit că este urmărit, pentru că cineva l-a notat și s-a dus, a trecut pe lângă casa unde trebuia să lase Bibliile, dar pentru securitate, pentru siguranță, n-a intrat ca să nu fie arestat și să fie arestat și cei din casă. Și s-a dus prin oraș. Și acum, de vorbit românește nu știa, cum să comunici cu oamenii? Că vrea să intre în legătură cu niște credincioși care să vină să ia ei Bibliile și să le ducă unde trebuie. Știți ce a făcut? Mi-a povestit. A început să fluiere. Mărețul har. Și ce mare ești, Doamne! După câteva minute de fluierat, a venit cineva și l-a bătut pe umăr și l-a întrebat: ești creștin? Și el s-a întors, s-a gândit că îl întreabă așa ceva și a zis: I love Jesus! Eu îl iubesc pe Iisus! Și ei iubeau pe Iisus. Așa a reușit să-și lase, să lase Bibliile în țară și să se întoarcă. Pentru că lăudând pe Domnul în compania oamenilor fără prihană, în felul acesta este binecuvântare. David spune la un moment dat, Psalmul 18 cu versetul 3, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Este putere în laudă. Este putere în închinare. Este putere în mulțumire. Uitați-vă bine, deci, imperativul laudei, lăudați pe Domnul. Inițiativa laudei, voi lăuda pe Domnul. Intensitatea laudei, din toată inima mea, nu vreau să fiu un om superficial, un om de pe buze. Cu toată convingerea, cu toată ființa mea, să știți că atunci când predic cuvântul Domnului, vă predic din toată inima. Nu vreau să vedeți cât de inteligent sunt sau cât cunosc, nu. Vreau să-L vedeți pe Domnul. Pentru că dacă îl vedeți pe Domnul, ați văzut ce trebuie. Ați văzut ce trebuie. Însoțitorii, am aici mulți însoțitori. O biserică plină. Mulțumesc Domnului pentru voi. Și apoi, cel de-al cincelea ingredient, cea de-a cincea culoare în laudă, este instituția potrivită pentru laudă. Uitați, unde îl putem lăuda pe Domnul mai bine? În adunare. În adunare. Așa că, fraților, să cântați cu inimă, pentru că vrem să cânte toată adunarea. Amen. Toată biserica lui Dumnezeu să laude pe Domnul. Amen. Suntem în locul cel mai potrivit să lăudăm pe Domnul. Lăudăm în casă, lăudăm pe mașină, lăudăm pe drum, lăudăm în avion. De multe ori când călătoresc, pentru că ați văzut că călătoresc foarte mult, cei de lângă mine mă întreabă, dar ce citiți? Biblia. Dar mă întreabă, sunteți un om religios? Spun, nu, eu urăsc religia, în sensul că o detest. Păi atunci de ce citiți din Biblie? Păi eu nu sunt religios, Domnule, eu sunt un om credincios. Oamenii nu știu să facă diferența. Și o astfel de discuție îmi deschide posibilitatea să vorbesc cu ei despre Iisus Hristos, să le arăt care e diferența între religie și credință. Și așa Dumnezeu mântuie și cheamă pe oameni la cunoașterea adevărului. În seara aceasta vă invit să lăudăm pe Domnul, să înălțăm numele Lui cel Sfânt, să-L binecuvântăm. Și pentru că suntem la laudă, haideți să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune de laudă. Dacă ai motive pentru care să lauzi pe Domnul și să-I mulțumești, fă-o împreună cu mine. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Lăudați pe Domnul împreună cu mine. Hai să lăudăm pe Domnul. Haleluia! Mărire ție, Doamne Iisuse!